zice, trei organizații din 8, dacă nu mă înșel. Andrei Sava va avea sprijinul tuturor organizațiilor. Ne vom vedea ce se întâmplă cu cele trei pe care le conduce Giulio Stanciu, dar din partea noastră are tot sprijinul și, repet, mulți din cei care conduc alte organizații din Colegiul Nord îl vor susține și au exprimat deja susținerea, s-a văzut și la vot, n-a fost niciun vot împotrivă, deci îi urez și eu succes lui Andrei și cred că va reuși să obțină peste 50% din voturile celor care participă.